Hei, bună, bine v-am regăsit la un nou filmuleț. De foarte mult timp am vrut să fac acest filmuleț și nu am avut timp și nici nu mi-am găsit cuvintele, nici acum nu le am pe toate la mine, pentru că înainte să mă gândesc să fac acest filmuleț le aveam, știam ce vreau să zic și acum în momentul acesta deja am uitat din ele, adică aș vrea să nu fie prea lung să vă plictisesc. Și așa, deci o să vă povestesc experiența mea cu prietenia, cu prietenele mele care le-am avut, cele mai multe frumoase și mai puțin frumoase, pentru că nu cred că există prietenie în care să-ți aducă numai lucruri bune. Asta este reciproc și din partea mea și din partea celorlalți, pentru că nu suntem perfecți și facem greșeli. Și cum văd eu prietenia, de fapt? De-a lungul timpului, din copilărie, mereu am avut prietene, deci eu chiar mereu am avut prietene foarte bune, cu care am petrecut timpul mereu împreună. Întotdeauna aveam o prietenă foarte bună și celelalte erau și ele prietene, dar era una cu care mă aveam foarte bine, o fată. Toate s-au terminat cam la fel și cred că este ceva karmic. Acum am înțeles eu că este karmic, pentru că de câțiva ani de zile mi-am descoperit latura aceasta cu spiritualitatea și ce înseamnă credința și despre karmă și viața de apoi, pentru că există o altă viață și cred că subiectul ăsta se poate discuta într-un alt filmuleț. Nu mă pricep și nici eu așa de bine încât să dau exemple, la fel vă povestesc din propria mea experiență. Toate s-au terminat în același mod, brusc, fără explicație. Nu pot să zic că una din prieteni, adică eu sau cealaltă, am făcut greșeli foarte mari încât prietenia să se rupă brusc. Pot să zic că am luat din toate prietenile numai experiențe frumoase și lecții. Dar când eram mai mică, mai în adolescență și așa, nu prea înțelegeam treaba asta cu experiențele frumoase, o luam totul personal și mi se părea nedrept. Acum înțeleg că trebuie să ne bucurăm și că prietenia nu trebuie să dureze la nesfârșit. Întotdeauna am știut asta de câțiva ani de zile, așa, am știut că în momentul când mi-am făcut o prietenă, știam că prietenia aia nu o să dureze o veșnicie, ceea ce e greșit să gândești așa, dar așa gândesc eu și n-am ce face. Am gândit că trebuie să te bucuri de prietenie la maxim, să oferi tot ce poți mai bun în prietenie, să fii tu, în primul rând, pentru că întotdeauna când ești tu cel autentic, nu trebuie să te prefaci, să faci compromisuri prea mari sau și să fii sincer, pentru că într-o prietenie nu este numai lapte și miere și tot timpul trebuie să apropii pe celălalt doar să nu se supere, deci aia nu mai este prietenie, este... mai îmi zicea cineva odată că prietenia este pe interes, dar nu este pe interes. Într-adevăr, ai prietene ca să ai cu cine să petrești timpul, dar îți face plăcere să petrești timpul cu persoana aceea. Adică ai putea să faci orice altceva în timpul acela cât îl petrești cu prietena ta sau prietenele tale, pentru că poate ai mai multe la un loc și totuși alegi să petrești timpul cu ele și iei din timpul tău care fi putut să faci altceva, aveai treabă sau în fine, sau te duci la serviciu și zilele alea libere vrei să dormi sau să faci treabă, dar totuși alegi să petrești timpul cu prietenele, asta nu înseamnă că este din interes. Înainte să continui, vreau să vă spun că în acest filmuleț despre prietenie nu este vorba despre cineva anume, adică nu este vorba despre o prietenă care am avut-o sau care o am. Bine, e o prietenă care o am acum, pentru că după multe luni de zile mi-am făcut o prietenă care o am de ani de zile, de câțiva ani, dar s-a sutat mai mult prietenia noastră acum. Deci nu este vorba despre cineva anume, este vorba despre experiențele prin care am trecut eu și ce am învățat din ele. Ce am învățat este că trebuie să te bucuri de moment, pentru că nu știi dacă o să mai continue sau nu, că e din vina mea, că e din vina celeilalte fete
femei cu care am prietenie. Greșim toți, nu cred că într-o prietenie care se rupe este vina numai unuia singur, este ceva reciproc, se întâmplă ceva, se rupe ceva în acea clipă și dacă decizi să nu mai faci compromisuri și să spui mereu da și să te întâlnești cu ele doar că să nu se supere, deci nu mi se pare corect. Am învățat foarte multe lucruri. Am fost acolo una pentru alta, am dat totul. Niciodată nu o să regret nicio prietenie care am avut-o, chiar și cele care m-au făcut foarte mult să sufăr. Acum câțiva ani de zile am avut o prietenă care o consideram ca o soră și mi-a făcut foarte mult rău. Deci, foarte mult rău. Dacă vreți să vă povestesc într-un singur filmuleț, întâmplarea cu acea prietenă care s-a dovedit a fi altceva și mi-a făcut rău. Deci, mai aveam puțin și o luam razna, deci a făcut foarte multe lucruri aiurea și mi-am dat seama la un într-un timp și am decis să o îndepărtez și nu ne-am certat. Dar asta este un alt subiect, nu vorbim despre ea, dar până și acea prietenie nu o regret. Am regretat-o mult timp și mi-a părut rău că am intrat în acea prietenie și că mi-a făcut rău și, dar totuși au fost momente foarte multe frumoase în acea prietenie. Deci au fost câțiva ani în care m-am simțit foarte bine, foarte, am fost foarte fericită, aveam cu cine să împărtășesc multe lucruri, mai ales că copiii erau mici. Deci da, până și din acea prietenie am învățat ceva. Și unde vreau eu să ajung în acest filmuleț, ca să nu vă plictisesc, greșeala care am făcut-o eu și de ce cred eu că este karmic. Înainte de asta să vă mai zic ceva, anul trecut am trecut prin ceva foarte traumatic, deci foarte traumatic, am fost într-un loc foarte întunecat, dacă înțelegeți, n-aș vrea să spun pe canal ceva ce nu ar trebui, nu știu, n-aș vrea să vadă și altcineva copii sau și... Am avut o ceartă cu fratele meu foarte mare, deci cred că a fost ultima ceartă care am avut-o și totul s-a terminat. Nu aș fi vrut să se termine, mi este dor de el și nu consider că am greșit cu ceva în acea ceartă. Poate mă credeți egoistă, dar în fine, asta e iarăși tot un alt subiect. Așa a fost să fie să se întâmple. Am avut și alte probleme de sănătate anul trecut. Am avut trezirea spirituală, că eu cred că din cauza trezirii spirituale, că v-am mai zis eu așa pe scurt în filmulețe, că eu am avut trezirea spirituală și când ai trezirea spirituală, intri într-un loc foarte întunecat și trebuie să ieși singur și ai impresia că se sfârșește lumea și nu mai are niciun sens nimic și tot ce îți plăcea înainte și persoanele care le plăceai înainte, pur și simplu, nu că nu le mai place, dar nu mai vrei să mai te face cu ele, în sensul că te izolezi, te izolezi de toată lumea, nu-ți mai place să vorbești cu nimeni, vrei să fii singur cu gândurile tale și am intrat într-o oarecare depresie, am reușit să ies din ea cu ajutorul copiilor mei și a soțului meu. Pentru că m-a ajutat foarte mult, bine, n-am înțeles la început și știam cum trebuie să ies din starea în care eram, dar nu puteam, adică mi se părea că sunt exagerată la cum gândeam, știam că nu am de ce să gândesc așa, dar pur și simplu m-am cufundat într-o tristețe profundă, n-am mai vrut să mai am de-a face cu nimeni cu care aveam, nici măcar cu familia din partea mea, cu nimeni, deci pur și simplu... Am rămas singură. Asta s-a întâmplat pentru că așa am simțit. M-am schimbat și pentru că m-am schimbat, persoanele din viața mea au văzut și ele schimbarea și nu le-au mai plăcut și n-am mai vrut să fac compromisuri. Am ascultat ce îmi spune inima și așa și da, unele prietenii s-au terminat, dar eu nu consider că s-au terminat, că nu mai petrecem timp împreună, asta nu înseamnă că nu mai suntem prietene. Au fost foarte frumos toate prietenile, foarte frumoase,
ne-am bucurat de totul, ne-am spus totul și nu regret nimic. E experiența care am avut-o și așa. Dar unde vreau eu să ajung și acum am să vă spun treaba asta? Acum câțiva ani de zile, prietena care e actuala prietenă care o am acum, am criticat-o foarte mult. Deci foarte mult am judecat-o și am criticat-o pe baza acum câțiva ani când încă nu-mi descoperisem latura asta și judecam pe... auzeam de la altcineva, deci toată lumea o critica, ceea ce a ajuns și pe mine lumea să mă critique și de-aia zic că e karmic, pentru că am judecat-o aspru până la sânge. Pentru că zicea lumea. Na, vorbeam, stăteam de vorbă, mă întâlneam cu multă lume și toată lumea o bârfea, a făcut aia, adresa aia, e așa, e așa, nu-și educă copiii cum trebuie, nu are curățenie sau în sensul ăsta, sau a făcut nu știu ce. Și la un moment dat mi-am dat seama, dar noi suntem prietene de câțiva ani, numai că nu era așa sutată prietenia, deci am judecat-o. Și dacă știi cât de rău îmi pare, pentru că sunt prietenă bună cu ea, acum mai bună decât eram, noi avem norocul să avem și copii de aceeași vârstă și au fost amândoi în clasă și noi ne avem bine, v-am zis de la început, am tot vorbit pe WhatsApp, ne-am întâlnit, dar nu a fost cum este acum. Avem lucruri foarte multe în comun. Îmi pare rău că am judecat-o și v-am zis, totul s-a răsplut asupra mea, pentru că am judecat-o și nu am știut adevărul. Și are niște copii minunați, de câteva luni de zile îi cunosc copiii foarte bine și sunt minunați, educați cum trebuie, ceea ce lumea spunea altceva. Deci da, nu e bine să judecăm. Când am intrat în prietenia cu ea acum câteva luni, am început să ne întâlnim foarte des, ieșim la plimbare, să bem cafea împreună, să ne întâlnim și seara la o cafea și dimineața și în fine. Vorbim foarte mult. Înainte să îi spun ce vreau eu să vă zic, eram foarte îngrijorată și vorbeam cu Teo și eram foarte tristă și îi spuneam că îmi place așa de mult, deci niciodată n-am avut o prietenie cum am cu ea. Așa, nu știu. Sunt așa de îngrijorată și tristă pentru că îmi place așa de mult prietenia cu ea, am atât de multe, rezonez foarte mult cu ea și am atât de multe lucruri în comun cu ea, că știu că o să se termine prietenia și o să îmi pare rău pentru că noi deja eram prietene și pentru că ne-am împrietenit și mai mult și dacă se rupe această prietenie nu o să mai fim deloc. Și Teodora mi-a băgat mințile în cap, așa mi-a explicat. Și într-o seară când a venit ea la mine să bem o cafea, i-am spus, uite, eu acum câțiva ani când lumea te judeca foarte mult și știi și tu asta, te-am judecat și eu și un timp am crezut tot ce a spus lumea despre tine și îmi pare rău, dar eu cred că merit să știi asta. I-am zis când mi-am dat eu seama că lumea nu are dreptate, a fost când am văzut cât de mult te iubește soțul tău, pentru că era vorba așa și despre relația lor și ei se iubesc foarte mult, au o relație foarte specială, sunt și ei de mult împreună și au trecut și ei la fel și prin bune și prin rele împreună și tot se iubesc. I-am spus, ea e tot balanță ca mine, deci are aceeași personalitate fire. I-am spus cu riscul că o să se supere pe mine, dar nu s-a supărat. Deci așa de bine m-am simțit că i-am spus, pentru că n-aș fi vrut să continui prietenia cu ea mințind-o. Sau ea mâine, poi mâine să afle, păi uite, nu m-ai bârfit. Bine, nu am bârfit-o niciodată cu lumea din sat, să zic așa, chiar niciodată am ascultat, pentru că am fost acolo în momentul acela și chiar am crezut. Și mă bucur de prietenia asta și chiar vorbeam și cu ea că eu când am prietene am momente când nu mai simt nevoia să stau prea mult împreună cu ele, pentru că am momente când vreau să stau singură, adică chiar, nu știu, cred că vă regăsiți și voi în asta, adică e foarte obositor la un moment dat, dai prea multă energie și ai nevoie câteodată de un respiro. Și a zis că e și ea e la fel. Nu tot timpul are chef și bună dispoziție să stea de vorbă și așa și este chiar bine. Deci am intrat în această prietenie care, v-am zis, o am de foarte mult timp.
dar nu era așa de profundă, spunându-i sincer tot ce am crezut înainte și ce cred acum. Și mă simt foarte bine. Avem în comun iubirea pentru animale, pe Diego l-am de la ea. La fel, iubește animalele și salvează animale și are foarte multe animale, adică are și ea de toate, câini, pisici și porumbei și multe are și îmi place asta, că rezonăm și cu chestia asta. Bine, și celelalte prietene care le-am avut iubeau animalele, mai mult sau mai puțin, nu toate. Dar da, asta este prietenia, deci când ai o prietenă, când se termină prietenia aceea, că parcă zici că e ca o clepsidră, ai întors clepsidra și la un moment dat se termină nisipul din clepsidră, asta nu înseamnă că e un lucru rău. Dar ce vreau eu să zic, că când se termină prietenia, când pur și simplu nu mai rezonezi cu persoana aia, nu mai ai, simți că nu mai ai nimic în comun, simți că stai de vorbă doar să nu se supere sau nu că te-a deranjat cu ceva neapărat. Poate da, poate nu, că și eu poate am deranjat, poate și celelalte fete au deranjat. Asta este, trebuie să se termine la un moment dat, dar nu trebuie să termine urât. În primul rând, eu nu am obiceiul să spun ce am vorbit cu cealaltă prietenă, cu următoarea prietenă, sau sunt, adică sunt foarte multe lucruri personale și așa care am vorbit, nu trebuie spuse. Da, să povestești despre experiența care ai avut-o și să vezi lucrurile frumoase. Deci eu chiar văd lucrurile frumoase. Au fost ani de zile care m-am bucurat foarte mult, mi-a adus foarte multă bucurie, am fost acolo umărul una celeilalte și da. Da, v-am zis, când am avut trezirea spirituală, eu cred că mulți ați avut și, nu știu, poate nu știți despre trezire, dar chiar am să fac un efort și am să vorbesc și despre asta, experiența mea prin ce am trecut eu, dar am să fac să-mi iau notițe, pentru că până și acum cred că n-am zis tot ce aveam de zis. Ăsta este filmulețul meu despre prietenie, adică prietenele care le-am avut eu și experiența mea prin care am trecut. Au fost și lucruri foarte rele, au fost și lucruri bune. Tot ce contează este să înveți din greșelile care le-ai făcut sau ți-a făcut cineva greșeli și să nu mai se repete și să fii recunoscător pentru lucrurile bune care au fost în acea prietenie. Eu sunt. Ce să vă mai zic? O să încerc să-l descarc azi. Este cam lung și ăsta. Sper că nu vă plictisesc, dar asta sunt, așa mă cheamă, care vă uitați la videoclipurile mele, mă cunoașteți deja și vă mulțumesc pentru asta, că le vizionați și vă place. Și ne revedem la următorul filmuleț. Vă pup dulce și vă îmbrățișez cu drag.